La ultimul update de joi din uh, joc a venit și un nou event, What if pe numele său, uh, și sunt niște chestiuțe cât de cât interesante despre care vreau să discutăm astăzi și de asemenea s-au făcut modificări și am uh, primit și jucători noi heroes uh, la eventul uh, clasic deja Heroes Journey, clasic de curând e băgat, dar uh, Heroes în general e un event clasic uh, și discutăm și aici ce s-a schimbat uh, ce carduri noi cum s-au băgat, dacă putem să le facem dacă merită să le facem sau nu, vedeți că avem și până la 113 și așa mai departe, nu uitați de like de la început subscribe, uh, ce mai cer uh, youtuberii profesioniști de la dumneavoastră comentați că e foarte important să ziceți ceva de bine, că am nasul mare că sunt urât, e, e foarte foarte important, deci nu ezitați uh, să faceți asta, dacă aveți orice părere nu o țineți doar pentru dumneavoastră e foarte important să o părtășiți oriunde pe internet, e crucial această chestie Uh, deci, Classic ativ, este mai mult un event pe store unde sunt niște pachete E inclusiv un pachet gratis pe care putem să-l deschidem la fiecare 12 ore am vrut să zic, nici nu vreau să vă arăt partea de pe store Că, că, că știți că nu vă încurajez niciodată și din contră vă zic să nu băgați bani în jocul ăsta Dar, hai de dragul contentului, doar să, să vă arătăm că există posibilitatea să luați pachete Pentru acest event și să deblocați ceva din cardurile noi De asemenea, avem și acest pachet gratis Bam, 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 hai! deblochează l rapid și -l pică la sigur un jucător. Nu e așa? Cu walkout. Hai, vină-o la tati. Da, niște skill foarte, foarte previzibil. Peste carduri o să ne uităm imediat. Dar, în general, chestia cu acest event, story din spate este că unele carduri, cam unele carduri, toate cardurile, au 5 la un atribut. Fie la skill moves, fie la ăsta, fie la Wicked. 5 steluțe din alea și cam asta e toată scofala. Au așa un atribut mai bustat pe care nu îl au de fapt în real life să zicem acolo 5 la Wick foot sau 5 la skill moves. Chestia interesantă la nivel de pachete, nu le-au băgat doar cu FIFA Points și au băgat și niște gemuri, deci dacă mai aveți cumva ceva gemuri, nu știu de pe unde strânse, puteți să vă încercați norocul, uite că este posibilitatea și că să iei și un card icon. De aici, dar vă dați seama, șanse absolut mizerabile ar fi la, la chestia asta, dar puteți să luați, să vă încercați norocul, poate cu un pachet de ăsta de gemuri. Da, uite, de la 112 în sus, sub 1%, I don't know ce să zic, nu cred că m-aș risca să deschid ceva cumva pe aici Sau să deschid un pachet la mișto dacă tot Hai să deschid unul ăsta de, de... Sau să deschid unul de 750 Asta e de 103 plus Și car team of the season actually de 103 plus arată acolo Sau select 2023 events player ce e bă asta? E pachet cu what sau nu e pachet cu what Ăsta e pachet garantat cu what if. Hai să cumpăr unul și eu de dragul contentului dacă tot prezentăm eventul. Să vedem, primul meu și ultimul probabil jucător, what if și e walkout, oh, frumos. Mamă, mi-a stat inimioara, mi-a stat inimioara, 107 pe Zela, bă pe Zela, bă, de ce n-aveai și tu poziția aia pe right winger? Pentru o secundă am crezut că e acel, dacă l-ați văzut deja, acel Di Maria, pe poziție de right winger care e cardul suprem probabil din peciul ăsta cu jucători what if. Are 112 over 5 cu 5, stețuri absolut demențial acel acel din magia are, da, că măcar nu mi-a dat minimul minim, dar nici că mai, mai deschid ceva cumva undeva, că n-are absolut niciun sens. Pentru mine. Asta este partea de pe store a eventului. Acum dacă intrăm la secțiunea propriu de la event, avem What If Pass, avem What If Quest Rewards, deci avem aceste trei carduri clasice pe care putem să le deblocăm, ca și la eventul de Shape Shifters de la secțiunea de questuri, dacă completăm tot ce este pe acolo. Acest arată, arată bine din toți ăștia, ăsta este singurul care ar merita, clar, toți vor fi iarăși untradeable dacă îi deblocați de acolo, dar arată bine acest Zaha. Targetman pe poziție de central forward, îl jucați și ca CAM și ca striker 5 cu 5, un card foarte, foarte bun pentru echipa dumneavoastră, dacă ați dori să mergeți, am vrut să zic să-l luați de pe market, dar de pe market n-are sens decât să faceți quest probabil, dar Va fi și pe market, cred. Poate să pice și din pachete, probabil. Dar dacă poți să-l faci de la quest-uri și vrei la echipă, păcat să nu mergeți să faceți asta și să-l deblocați de acolo, gratis. Mai departe, au băgat și niște exchange pe care, din start, vă zic, nu le faceți. Dar hai să ne uităm peste ele, putem să luăm niște carduri de 108, 109 și 110 overe. Condițiile sunt astea pe care le arată aici, nici nu are sens să stăm să ne uităm peste ele neapărat nu sunt nici foarte mari, nici foarte mici, dar nu merită din consideratul faptului că aceste carduri sunt untradable la fel, de le deblocăm de aici și da, din prima vă zic, nu le faceți cel mai bine aceste carduri de pe AC. Hai să ne uităm la Jesus Navas ăsta sta dacă ar merita el măcar, are BNS ca skill moves, iarăși not the best, 5 cu 4 acolo, weak foot și skill moves, not bad, stats destul de decente, dar... Pe right back, uite, l-ați luat probabil toată lumea gratis pe acel tripier de 110 și mai bine îl băgați și îl jucați pe ăla decât să vă chinuiți cu ăsta să faceți acest exchange, două carduri de 107 plus, 3 de 106 plus și ce mai e pe acolo mai departe n-are niciun sens. Lăsați-l pe Jesus Navas să-și trăiască viața în pace și, 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 și așa și în armonie. Nu-l deranjați, nu-l luați de acolo. Lăsați-l să-și vadă de treabă Și avem clasic și un PES pentru eventul nou What if PES care arată destul de bine la nivel de ce carduri pot să iei de aici La PES-ul gratis, uite, ai un 1 Mendes Left winger back care nu arată rău deloc Cu pace, 5-4 la weak foot, 5 la skin moves Pace mare, dribbling mare, physical cât de cât La work rate ce are el? Are medium acolo la defensive mai nasol, cam stă mult în atac și-și lasă poziția acolo, dar oricum e, e un card bun ăsta de 109. Deci măcar pentru el ar merita să terminați PES-ul ăsta gratis, cel puțin și să-l deblocați. Mai ales dacă aveți o echipă relativ mai slăbuță, n-aveți toate cardurile peste 108-110 OVR. E, e un card jucabil la nu nomendești. Iar la pes paid îl avem pe Diaz de 111 OVR. Ar fi un echivalent uh, pentru Salah pe right winger, cardul de 111 de a fost la PES-ul cu Premier League. La fel, cel mai bun skill boost, agility, pace mare, dribbling mare, senzațional la toate capitolele la care trebuie să fie senzațional un winger consacrat. Doar că are o mică chestiuță acolo, un poco. Nu-mi place mie, iarăși, cu perfecționismul meu, acel 4 la weak foot și anume pe piciorul stâng are 4. Am mai zis, el jucând pe poziția respectiv de left winger, deseori este pus în situația cumva să șuteze sau să centreze cu piciorul stâng și fix la ăla are 4. Acum nu e 3, nu e 2, tot dă bine cu piciorul respectiv având 4 acolo, dar... Aș fi vrut să fie 5, să fie perfect, dar chiar și așa cu chestia asta de nu-mi place mie, e, e senzațional acest băiat. Am zis senzațional la fiecare card astăzi și, 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 mereu când vorbesc despre un card zic că este senzațional. Ar trebui să mai îmbogățesc vocabularul meu cu, cu adjective pentru jucători, nu? Cred că ar fi ceva. Asta sunt toate cardurile What If le s-au băgat. Ne uităm rapid peste câteva mai interesante. Acest Walker arată bine, dar iarăși Benes la Skill Moves dar puteți să luați să-l jucați superstarul după cum am zis este acest Dimaria Ball Control, credeam că are agility și el, dar oricum 5 cu 5 senzațional, viteză, dribbling, tot ce vrei de la un băiat, am zis iarăși sensațional, big thumbs up. Dacă am zis, sunt sunt o bomboană, ce să zic. Uh, 112 OVR pentru acest uh, Di magia insane. Arată, avem un CDM și mai bun. Bruno Ghimaraes, care are skill ul holding, 4 cu 5, iarăși un card super mega jucabil la echipa dumneavoastră, dacă cumva de undeva puteți să faceți rost de el. Și încă un card care mie mi se părea interesant este acest chesie peste care nu ne-am uitat, la fel are holding ca Skillboost, are ceva mai mult pace decât CDM-ul de precedent, Bruno Ghimaraes, și poate mai aș duce mai degrabă pe acest chesie, plus că este și de la Barcelona decât Decât pe acel Bruno Di Marai și am zis de la Barcelona, probabil că sunt fani și și ar dori un card de la echipa respectivă. Arată bine, arată bine, domnul Chesie. Cam atât, restul nu, au, nu, nu e ceva de domeniul fantasticului pe aici. Și acum să ne uităm rapid și la eventul Heroes Journey. S-a schimbat chestia de aici, acum luăm Hero Tokens 2, nu Hero Tokens 1. Tokenurile de au mai rămas alea precedente, 1 puteți să le schimbați, mi se pare, la secțiunea cu exchange în Heroes Tokens 2. Așa că nu vă precipitați dacă ați rămas cu multe tokenuri ceva din alea, le puteți converti în tokenurile noi. Acum luăm între 5 și 10 de la fiecare skill game, fiecare match și poate v-ați bucura că ne dau mai multe din astea, dar costă și mult mai mult cardurile noi pe care putem să le luăm cu aceste tokenuri. Dacă ne uităm acilea, cardurile noi băgate de la Heroes Alliance, de la Ococea, Ancolo, de 112 și 113, pe două așa și două așa. Asta de 112 costă 1500, greu și asta de 113 costă 3000 de puncte. Iar aici durează 28 de zile, să zicem. Și în 28 de zile, după ce calculasem eu, jucând toate chestiile alea și având un noroc demențial să iei mereu doar 10 hero tokens din ăștia, poți lua, să zicem, 70-80 pe zi dacă privești și reclama. Da, să zicem 70. În 10 zile ai 700, în 20 de zile ai 1400, în 28, hai să zicem, până în 2000. Deci... Chiar dacă iei mereu toate punctele astea de aici, maximul posibil, zi de zi, efectiv nu ai șanse, după calculele mele, să să faci un card de 113 de aici, de la Heroes Alliance. Arată bine și acest Lucio și acest Forlan, ne mai uitați în peste el, uite ăsta are și Targetman ca skill boost, uh, nu sunt neapărat stele căzute de pe cer, sunt și carduri mai bune din astea noi icon, de exemplu, de 113, pe care arată mai bine, dar uh, da... Și ăștia, nu arată rău, dar am zis, sunt cam imposibil să-i faci, plus că sunt și untradeable, dacă îi deblocați iarăși de la secțiunea respectivă. Sau, să meu general, nu prea vă uitați neaparat pe aici, dacă vreți totuși un card, uite, un un Ococea sau un acata, da, mergeți să jucați și să deblocați deja unul din băieții ăștia, ar fi interesant, pentru că e posibil să faceți asta, mai ales acest Ococi arată foarte bine cu long shots acolo pe right midfielder, o poziție care nici nu este foarte competitivă, nu sunt atât de multe carduri acolo, bune, jucabile, cu o vere mare și asta ar fi super, super bun acolo de, de jucat. Și cardurile vei de acum, vedeți, le puteți lua cu aceleași hero tokens noi, 440 costă, 220 asta de 110, e bine măcar, uite, dacă totuși ai o echipă mai slabă, eventul ăsta în continuare este super bun, că uite poți să faci rost de băieți din ăștia deja mai mici, poate 9R, 110 și 111, destul de easy Și înainte să văd asta, eu mă gândeam, bă nu prea o să mai joc la Heroes Journey, dar poate totuși are sens să joc în continuare, măcar pe contul ăsta sau măcar pe contul secundar, pe unul dintre ele Că din punct de vedere al timpului nu mai reușesc chiar să joc totul zilnic pe ambele conturi și am stres să mai renunț la ceva de undeva și mă gândeam la Heroes Journey să renunț, dar uh, acum că stau să mă gândesc, măcar pe un cont, să continui să joc. Pentru că, uite, pot să iau, de exemplu, 3 de aia de 111, ce ar însemna să fac garantat un pachet din ăsta de 112. Poate pică un card interesant pe care ulterior îl vând, mai facem coins, chestii, deci da, va trebui să joc în continuare, probabil, aici. Dar stai, eu am zis că faci 1400 în condiții ideale. În condiții neideale nu prea poți să faci garantat probabil 3 carduri de 111 din alea. Dar măcar două de aș putea să fac de acolo ar fi, ar fi frumos, nu? A, ah, ăla nu era la exchange de am zis că schimb hero tokens, de fapt e pe store. Pe store, acolo la secțiunea cu heroes, aveți exchange-ul ăla de a transforma tokenurile precedente, heroes tokens 1, în heroes tokens 2. Deci mergeți acolo, cei care mai aveți token-uri din alea și le convertiți. Și exchange nou de s-a băgat este ăsta de 113 overe unde poți să iei un băiat din ăsta ca la carte, cum se cuvine, care arată bine, dar condiția e destul de mare. 4 carduri de 112 overe. Nu prea o să merg pe, pe aceste exchange cel mai probabil. I don't know. Deci, în general, merită să jucați în continuare la Heroes Journey ca să luați din cardurile alea de 110-111 mai ales care sunt mai ieftine și... 1-2 easy puteți să faceți rost de ele de la acea secțiune. Dar în rest, dacă vă focusați să luați unul din cardurile noi, mai e greu, mai e greu, mai e greu. Că sunt destul de scumpe după cum ați văzut. Și la face aceeași chestie, ce putem să facem noi gratis și merită decât acele questuri, nu? Ca să-l deblocăm pe acest Saha care arată super, super bine. Atât cu acest clip, ziceți ce părere aveți voi despre noul event What If, dacă veți încerca să faceți rost de vreun card și care de la eventul respectiv și deja de Heroes, dacă veți continua să jucați sau nu veți continua, scrieți-mi în comentarii, noi ne auzim când ne auzim. Bye, bye!